Șoferul unui autoturism în marca Dacia Logan a vrut să iasă din curte în strada principală, moment în care un motociclist, în timp ce se îndrepta spre cabana Voina, l-a lovit în partea laterală. În urma impactului, conducătorul motorului a ajuns la spital, iar autoturismul a suferit avarii. La fața locului au intervenit un echipaj cu o auto specială de intervenție, un echipaj al serviciului de ambulanță județean și mai multe echipaje ale poliției. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri de mers aproximativ o jumătate de oră. Polițiștii au efectuat măsurători la fața locului și urmează să se stabilească cauzele producerii accidentului.